Primăria Cluj-Napoca construiește parkinguri odată la un cincinal și mai nou doar prin cartiere. Privații fac și ei astfel de investiții, însă chiar în centrul orașului. O parcare supraterană cu 300 de locuri, cu două etaje subterane și 4 nivele plus o terasă va fi construită pe strada Avramian cu numărul 22-24, la intrarea în cimitirul central. Locuitorii din zonă au cerut astăzi în Consiliul Local anularea parcării circulabile dinspre clădirea Biasini și realizarea unui nou studiu de însă. Sorire. Aș fi vrut să știu în ce măsură și cum arată în momentul ăsta proiectul care urmează să fie supus avizului dumneavoastră. În cele două chestiuni foarte importante pentru proprietarii apartamentelor din clădirea noastră. Amendamentele votate în ședința de astăzi prevăd anularea locurilor de parcare de pe latura vestică. Asta a fost discuția din comisie și cred că s-a implementat în cadrul proiectului. Și are, din punctul meu de vedere, îndeplinite condiționalitățile legale pentru un obiectiv extrem de important pentru ce înseamnă, evident, și investitorul privat, dar și pentru ceea ce înseamnă interesul public al orașului. Studiul de însorire, despre care vorbesc vecinii, a fost refăcut. În plus, au mai fost aduse câteva modificări la acest proiect. Mai mult, iau prevăzut un proiect după discuția din Comisia Statului, o zonă verde de 3 metri. Aceasta s-a mărit acum prin amendamentul Comisiei 3, la 5 metri. Și să nu se mai parcheze mașini pe latura vestică, către tine. Mai mult, acel calcan, care îl vedeți în momentul în care este terasă, cum am sugerat și am recomandat în comisia tehnică de a merge la teritoriul, trebuie planta el. Accesul auto se va realiza din alea de acces a cimitirului central, iar cel pietonal din strada Avramiancu din imediata apropiere. Construcția va fi realizată de Casa de Pensii a Bisericii Reformate.